În Moldova sunt înmatriculate peste 1 milion de mașini, iar fiecare a treia este în Chișinău, arată datele Agenției Servicii Publice. Pe locul 2 în acest top este municipiul Bălți, cu aproape 50.000 de automobile, cu 1.000 mai multe decât în Găgăuzia. Printre raioanele cu un număr mare de mijloace de transport se numără Orhei și Cahul, fiecare cu peste 32.000 de vehicule înregistrate. La coada clasamentului este raionul Dubăsari. Acolo sunt înmatriculate doar 8.000 de mijloace de transport. Statisticile arată că din numărul total de mașini, aproape 700.000 sunt autoturisme, aproximativ 200.000 camioane, iar peste 60.000 sunt remorci. În această bază de date figurează de asemenea aproximativ 50.000 de tractoare, aproape 46.000 de motociclete și în jur de 20.000 de autobuze. Capitala este sufocată la propriu din cauza unui număr atât de mare de mașini. Vladimir Astahov, un șofer cu o experiență de aproape 30 de ani, susține că în perioada sovietică în Chișinău se circula mai degajat. Можно было проехать полгорода не увидеть никого впереди и никого сзади. Так что разница просто огромная. Каждый хочет автомобиль. Раньше не было возможности такой, сейчас такая возможность, ну, может быть, не прямо у всех, но большинство народу есть. Din cauza numărului mare de mașini, care în ultimii ani este în continuă creștere, în orele de vârf, pe unele porțiuni din Chișinău se formează ambuteiaje infernale. Unul dintre motive, spun șoferii, este infrastructura învechită a orașului. Nu știu câte o să mai reziste, nu rezistă deloc, pentru că zilnic se matriculează tot mai multe mașini. Se aduc tare multe mașini, se aduc. Dar nu se respectă mai... Știi că este un sac. La input cu greu, mai mult nu, dar Moldova nu o să cum. Împinge mai mult și mai mult și crește și crește. Unii specialiști estimează că numărul mașinilor care circulă zilnic pe unele străzi din capitală este de 2 ori mai mare decât capacitatea planificată la proiectarea arterelor. 10-20 de ani în urmă deja se vorbea despre o saturație de undeva de 90% din capacitatea străzilor din oraș. Ca autoritățile să gândească cum să gestionează corect infrastructura existentă. În replică, cei de la primărie spun că un grup de experți străini îi ajută la elaborarea unui concept de modernizare a infrastructurii capitalei. Scopul lui era să modernizeze, să transforme acele artere și acea capacitate care are în principiu Chișinău, a dat prioritate transportului public, pietonal, ciclistic. Proiectul a demarat în 2017, iar autoritățile nu știu deocamdată când va fi gata.